Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că performanța are multe aspecte diferite, hai să o examinăm din diferite puncte de vedere. Când vorbim despre performanța și succes, evident că primul lucru la care ne gândim sunt banii, această obsesia permanentă a societății noastre. Cine nu are pentru că nu are, cine are prea multe pentru că nu știe prea bine ce să facă cu ei, în fine. Și sunt o groază de chestii emoționale legate de bani, ar fi fantastică să o putem aprofunda aici. Pentru cei interesați, dacă mă căutați pe YouTube, am niște emisiuni de anul trecut despre banii, care cred într-adevăr că sunt interesante. Să examinăm un moment partea mai filozofică, dar aici, în aceste 4-5 minute, nu avem timp. Deci, primul lucru care vă trebuie este de ce vreți banii, de ce alergați după banii. E clar că arată ca o întrebare stupidă, dar nu este așa, pentru că, evident, nimeni este interesat la niște bucați de hârtie. Sau, mai ales acum, că banii au devenit electronici, au devenit virtuali, deci sunt doar niște puncte în un videogame ciudat. Deci, ce este exact conceptul ăsta de bani? Eu vă pun o întrebare, aceeași întrebare pe care pun mereu când vorbesc de tema asta la seminarii. Imaginați-vă că acum vă uitați la acest video și exact în acest moment primiți un SMS, un mesaj de la o sursă garantată, evident, stind că nu este o glumă, deci se închide o afacere, s-a câștigat ceva, care vă spune că vi s-au acreditat, să spunem, 10.000 de euro în cont, în plus de ce aveți de obicei. Cum vă simțiți? Ce se schimbă exact? Atenție, încă nu ați atins acei bani. Ok? Sunteți acum la birou, acasă și vă uitați la mine, dar primiți acest mesaj și aflați că aveți 10.000 de euro în plus. Ce se schimbă exact în mintea voastră? Dacă sinteți ca toți ceilalți, primul lucru la care vă gândiți, ce o să fac cu acei 10.000 de euro în plus? E, tocmai asta este conceptul, adică aveți 10.000 de euro în plus cu care puteți să faceți anumite chestii. Deci, ce se schimbă exact cu acești bani în plus? Se schimbă potențialul. O să vedeți că eu o să insist în aproape toate întâlnirile noastre despre acest concept de potențial, care este într-adevăr cheia. E cheia energiei, e cheia succesului, e cheia minții. Deci, niște bani în plus ne creează o stare mentală de mai multă potențialitate. În așa fel, dacă suntem la zero, avem foarte puțină potențialitate. Poi vedem cum se poate folosi această potențialitate. Deci țineți cont, e asta este mesajul de astăzi. Banii nu sunt decât o potențialitate. Nu sunt decât energia, nu sunt decât benzina. Pentru că până când stau la bancă sau până când stau sub saltea, nu există, dar sunt un potențial care mă pune în gând că aș putea să fac ceva cu acei bani. În aceeași fel în care benzina, dacă am benzină la dispoziție, mi spune că aș putea să merg mai departe. Deci tot ce vrem și vedem mâine, pentru că să fie aceeași temă sub altă formă, tot ce vrem în viață și de asta alergam după banii, dar după succes, după carieră, după alte chestii, tot ce vrem într-adevăr este marirea potențialului. Vă las cu acest gând, ne vedem mâine la aceeași oră și chiar o să vorbim despre
energia, care e un subiect extrem de pasionat. Vi-a plăcut în continuare.